Joi 20 iunie se desfășoară proba la matematică, iar vineri 21 iunie este programată proba la limba și literatura maternă. Probele încep la ora 9, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video. Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cernală sau pasta albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea de desenelor și a schemelor și instrumente de desen la proba de matematică, este interzisă introducerea în selele de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete. De asemenea, elevii sunt informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări, manuale, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice mijloace electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. Primele rezultate vor fi comunicate marți 25 iunie până la ora 12 în centrele de examen. Contestațiile pot fi depuse în acest azi în intervalul orar 14:20, iar rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă 29 iunie.